Are o valoare de circa 1.600.000 de euro și este dedicată exclusiv sectorului piscicol. Este unic în regiunea de sud a României și se dorește a fi o oportunitate de exploatare și valorificare în acest domeniu. Piața de groz pentru pește este aproape gata, au anunțat oficial cei care s-au ocupat de proiectul câștigat de Primăria Giurgiu în 2013. Este un proiect care va rămâne pentru municipalitate și ne va consolida poziția de producător și detailist de pește. S-a lucrat, ați văzut, și pe timp de iarnă, s-a lucrat și în condiții mai bune și pe temperaturi de 38-39 de grade afară cu portocaliu. În final, suntem bucuroși cu toții că închidem acest proiect și vreau să felicit toată echipa de implementare și constructori și diriginție de șantier. Piața de groz pentru pește, situată pe strada Alea Plantelor numărul 4, va fi dotată cu camere frigorifice și tot ceea ce este necesar pentru comercializarea peștelui. În plus, cei care au gândit proiectul doresc să acceseze și o aplicație de gestiune a pieței de pește din municipiul Giurgiu și să ocupe circa 60% din suprafața destinată închirierii din cadrul obiectivului în primul an după finalizarea proiectului. Obiectivul general al proiectului l-a constituit construirea și înființarea unei piețe de groz pentru pește în municipiul Giurgiu, iar ca indicator de impact regăsim aici creșterea competitivității sectorului pescăresc pe termen lung în județul Giurgiu, creșterea calității produselor oferite de către producătorii locali. Implementăm în cadrul acestui proiect o aplicație de gestiune, un sistem de Enterprise Resource Planning, de managementul resurselor organizației, unul dintre cele mai la modă sisteme la nivel mondial astăzi. Un sistem care permite gestionarea integrată a vânzărilor, relației cu clienții, a marketingului și publicității produselor comercializate, produselor peștelui și produselor din pește. Prin înființarea acestei piețe de groz pentru pește, inițiatorii și-au mai propus să dezvolte astfel sectorul piscicol și să sprijine asociațiile din domeniu prin dezvoltarea industriei de procesare. În ultimul rând, obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității sectorului pescăresc pe termen lung în județul Giurgiu, creșterea calității produselor oferite de către producătorii locali, îmbunătățirea accesului la piața națională, menținerea locurilor de muncă existente și crearea unora noi, reducerea evaziunii fiscale în domeniul pescuitului și creșterea numărului raportat de capturi de pește.